Slăvit să fie Domnul! Cred că după toate aceste imnuri care le-am auzit în această seară, cred că logic ar fi inima să nu mai fie la noi. Haideți, căutați-vă inima în seara asta. Este o cântare pe care o cântăm în biserici de când eram mici. Inima, inima zboară spre cer. Dorul se avântă, se avântă departe. Acolo-i țara mea. În virtutea acestui adevăr, mă gândesc că ar trebui inima să fie undeva înălțată împreună cu aceste inimi, ca o ofrandă în fața celui care merită toată slava, toată cinstea și toată închinarea. Numele Lui este Iisus Hristos Domnul. Ne bucurăm să revenim la dumneavoastră, mulțumim Lui Dumnezeu pentru acest har, mulțumim fraților păstori care și-au deschis inima și biserica ca să fim aici, să putem să ne bucurăm în cântare și în cuvântul Lui Dumnezeu. Mulțumesc și eu încă o dată în numele grupului și misiunii Speranța, pentru că inima voastră este una dăruită pentru Dumnezeu și pentru lucrarea Lui și că simțiți atât de bine acest moment pe care scrie evangelizare. Trebuie să vă spunem, să vă mărturisim că nu toți simt asta. V-a spus și Gabi dățile trecute că am avut surpriza foarte frumoasă, e drept, dar în același timp eu zic că e și tristă. Că am găsit primari în România care n-au nicio treabă cu Dumnezeu încă, sper că acum au început să aibă, și care au dorit foarte mult să mergem să facem evangelizare la ei în localități. Și și-au deschis și punga, și inima, și căminul, și casa de cultură, s-au bucurat foarte mult să fim acolo. Trebuie să recunoaștem că uneori sunt păstori care nu vor să facă treaba asta în regiunea lor. Dar atunci mi-am adus aminte că dacă noi nu suntem pe fază, se poate împlini ceea ce Domnul Iisus a spus. Dacă voi nu veți striga, eu pot să fac niște pietre să strige. Așa că atenție mărită, Dumnezeu nu depinde de tine, nici de mine. Dumnezeu este Dumnezeu. Dar Dumnezeu vrea să lucreze în schimb prin mine și prin tine, dacă eu vreau. Dar încă Dumnezeu nu obligă pe nimeni, pentru că El este dragoste. Slavă lui Dumnezeu! Așa că dacă în seara asta nu veți striga, s-ar putea să se întâmple ceva aici. De bucurie, drept. Aș vrea acum să ne pregătim inimile și vreau să citesc un pasaj din Scriptură. Știu că o să vă șochez, nu prin conținutul lui, ci prin faptul că acest pasaj din Scriptură se citește în general într-o singură perioadă din an. Iar atunci, din cauza rutinei, de multe ori îl scăpăm printre degete. Vine exact pe contrasens în tot ce se întâmplă acum în zilele astea. În timp ce noi ne-am podobit mental mințile și inimile cu sărbătoarea Crăciunului, eu o să citesc un text pentru Paști. Așa că haideți să stăm ridicați pe picioare, să nu vă mai țin încordați. Și să deschidem Sfânta Carte Biblia la Evanghelia după Luca, capitolul 24. Vom începe citirea începând cu versetul 13 până la versetul 34, pagina 1023. În aceea zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit, uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singur străin aici în Ierusalim de nu știi ce se întâmplă în zilele acestea? Ce? Le-a zis el. Și ei i-au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, că era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. Cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit, noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă, niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt. Noi i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit, așa cum spuseseră femeile, dar pe El nu l-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, o, nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristos aceste lucruri și să intre în slava sa. Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la El. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, El s-a făcut că vrea să meargă mai departe.
Dar ei au stăruit de el și i-au zis: rămâi cu noi, căci este spre seară. Și ziua aproape a trecut și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul: nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând: a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și spunem toată adunarea: amin. Iar eu vă invit cu mult respect să vă reașezați. Ca mulți din dumneavoastră și eu, am crescut într-o familie și într-o biserică penticostală sau baptistă sau evanghelică, cum sunteți majoritatea de aici. Eu am crescut într-o familie de excepție penticostală, mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta, pentru oamenii despre care am făcut și o pledoarie aici vineri seara, oamenii în vârstă care mi-au marcat copilăria într-un mod pozitiv. Și sigur că în tot acest val de copilărie și de trăire până mai târziu, am descoperit tot felul de forme care într-un fel compuneau timpurile acelea. Am văzut creștini sau pocăiți cu cravată. Atunci era o foarte mare problemă. Nu erau mulți, dar erau. Am văzut în schimb foarte mulți fără. Între cele două tabere erau replici. Mulțumesc lui Dumnezeu că acolo unde am fost eu n-au fost foarte tăioase. Am văzut creștini și pocăiți cu televizor foarte rar și cei mai mulți au fost fără. Eu, cu familia mea, mă așez până la un punct în situația că am trăit fără televizor. Și tata și părinții mei au vrut să creștem așa. Cu siguranță că ei n-au știut tot despre noi. Că de foarte multe ori seara înghesuiam două familii de pe stradă, peste 20 de prunci, pentru că dumnealor, cele două familii necreștine, din punctul nostru de vedere, aveau televizor. Și azi nu-mi imaginez cum aceste două familii au avut atât de multă răbdare cu noi și ne-au lăsat de câteva ori pe săptămână să intrăm în casa lor. Cred că eu n-aș putea să fac asta astăzi. Dar Dumnezeu ne-a lăsat, știți atunci cum erau străzile înnoroiate și așa mai departe, și toți ne înghesuiam în casa lor. Ai spune că ei erau pocăiți prin primirea de oaspeți și nu noi, care tăbăram în casa lor. Cu siguranță că noi veneam acasă și nu spuneam unde am fost. Tata și mama credeau că suntem pe stradă. Nu comentez în niciun fel ce spun acum că a fost bine, că a fost rău. Cu siguranță că televizorul și zona asta nu putem să-i dăm o mare valoare. Știți dumneavoastră de ce. Dar acestea au fost zona în care noi am trăit. Și pot să merg mai departe prin comparații, proiectând un creștinism în diferite expresii și forme în toți anii până aici. Că unii am fost și au fost foarte bravi în perioada asta, apoi încet, încet au cedat și am găsit taman în cealaltă extremă. Nu judec pe nimeni, doar tragem niște concluzii. Noi am văzut asta. O parte din dumneavoastră străit acolo, le-ați sugerat, le-ați acceptat, le-ați iubit, le-ați respins, nu știu. Dar dați-mi voie să spun acum, după mulți zeci de ani, de când am fost copil, că dincolo de tot pericolul care se găsește într-o formă sau în alta, și se găsește, în prezența ecranului sau în lipsa lui, dincolo de aspectul exterior al vieților noastre, care uneori contează enorm de mult și sugerează ceva din interiorul nostru, cred din toată inima că cel mai periculos creștinism este creștinismul sau pocăința care nu este așezată pe Scriptură. Acum ar merge, spunem cu toții, amin. Iar titlul predicii în această seară așa se și numește: creștin fără Biblie. E un paradox aici, că în realitate nu există așa ceva. Pentru că esența creștinismului este credința care vine din cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Că în rest, ceea ce este în afara Scripturii este în afara lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu în care noi credem este Dumnezeul Bibliei. Și n-am uitat niciodată ce un distins predicator american ne-a învățat imediat după Revoluție. Ne-a învățat multe lucruri bune și lucruri mai puțin bune. Eu am rămas că am fost înțelept cu cele bune. A zis la un moment dat, ne-a pus să luăm Biblia asta în mână și a spus așa: Biblia asta, cuvântul Dumnezeu, este Dumnezeul care îmi vorbește mie. Amin. Eu sunt tot ceea ce Biblia îmi spune că sunt. Amin. Eu pot să fac
tot ceea ce Biblia îmi spune că pot să fac. Eu pot să ajung acolo unde Biblia îmi spune că eu pot să ajung. Și fraza aceasta mergea mai departe și era foarte frumoasă. Atunci mi-am dat seama că adevăratul pocăit, adevărata pocăită, adevăratul creștin este creștinul care își are rădăcina credinței lui, a existenței lui și a trăirilor lui în această carte care se numește și merită să numesc așa Sfânta Scriptură. Și toată adunarea spunem aleluia, amin. Pentru că noi avem în România suficient de mulți oameni care se declară creștini, dar marea parte a expreselor lor religioase sau credinței dumnealor nu este așezată pe Scriptură. Că o mare parte din români se închină la idolatrie și Biblia condamnă idolatrie. Când am fost în urmă cu o lună de zile în Israel, împreună cu grupul Speranța, ghidul de acolo, ascultam la un moment dat o mine predicuță care am ținut-o la cina Domnului. După ce m-am întors, m-a luat după caș și a zis: pastore, mi-a plăcut foarte mult cum ai vorbit. Eu, bucuros. Cine nu era? Când un evreu spune că ai vorbit frumos, e de-a dreptul mai mult decât mulți care ți-ar spune treaba asta. Și îi așteptam acum să fac un comentariu la care el a zis: mi-a plăcut foarte mult că ai vorbit de esență și mi-a plăcut foarte mult că în timp ce vorbeai a fost o putere pe care eu nu mi-o pot explica, care a captat audienți. Ascultă-mă, eu sunt profesor universitar de peste 20 de ani și eu știu ce înseamnă să poți să reușești performanța, să captezi atenția studenților. Ceva a fost acolo, să știi că azi m-a impresionat. Trebuie să-ți mai spun ceva. Mi-a plăcut că la un moment dat ai prezentat pe Hristos în esență și nu te-ai învârtit foarte mult în lucruri colaterale care n-au valoare. A zis: eu, părând aici foarte multe grupuri care vin din România, aș vrea să spun că sunt foarte derutat, dar eu trebuie să-mi fac meseria. Când trebuie să spun la nenumărate grupuri care toate sunt creștine despre Hristosul în care voi credeți și deodată sunt stupefiat că majoritatea din acești creștini se închină ba la o piatră, ba le duc în zona acolo unde este mirul și să trântesc pe jos, că și-aruncă basmalele, că-și deodată este chiar stupefiant. Pe lângă faptul că domnul pastor ei calcă o poruncă din Biblie pe care evreii știu foarte bine: să nu-ți faci chip cioplit și nu te închini niciodată unui Dumnezeu care este creat, indiferent ce este asta. Pe lângă aceasta, este o dovadă de primitivism, a spus ei. Să te închini la o piatră, la ceva care nu are nicio valoare, mi se pare ceva primitiv, a spus profesor. Când am mers pe Via Dolorosa în sus, la un moment dat a spus: uite, aici Iisus a căzut sub greul crucii. Nu știu câtea cădere era acolo. Și a spus așa: aici când a căzut, Iisus s-a oprit cu mâna pe partea asta de zid. Și când s-a oprit cu mâna pe partea asta de zid, i s-a amprentat acolo urmea mâinii și a rămas acolo groapă. O groapă ce-i drept în toți acești mulți ani, a rămas lustruită. Spune: aici este urma mâinii lui Iisus, Domnul vostru. Când am mers noi acolo, el când a spus asta s-a întors spre mine și a zâmbit. Și a zis: domnul pastor Gabi Zăglean, numai dacă vrei crezi asta. Și a zis: poți să spui mai departe, oricum eu nu cred. Pentru că nu pot să cred. Pentru că asta nu este un creștinism biblic. De aceea mă întorc în această seară. Și pentru toți care suntem aici, aș vrea să ne rugăm, să strigăm spre Dumnezeu: Doamne, vreți să fim niște pocăiți ai Bibliei. Primul adevăr care vreau să-l enunț din textul pe care l-am citit și care remarcă un creștinist fără Biblie, pe care Iisus îl va penaliza mai târziu spunând: voi sunteți atât nepricepuți când este vorba să credeți Scripturile, să vă încadrați în ele. Păi cum pot eu să știu dacă sunt un creștin al Bibliei sau nu? Pentru că de multe ori noi venim la biserică, noi cântăm, noi ne rugăm, noi de multe ori plângem în biserică și e foarte frumos. Noi suntem niște oameni consecvenți și asta e bine. Dar nu asta este totul. Pentru că dincolo de toate aspectele de formă, de religie, de închinare, care ne sunt dragi, pentru care suntem gata uneori să facem discuții interminabile, e foarte important să pot să răspund la întrebarea care riese din text: eu am o direcție clară pentru viața mea? Pentru că creștinismul fără Biblie, primul neajuns al lui, major,
este că acești creștini și acești pocăiți și acești oameni sunt oameni care n-au o direcție clară pentru viața lor și un scop precis. De aici se denotă foarte clar că ei mergeau spre Emaus. La prima impresie spui, bă, aveau treabă la Emaus. Câtă treabă aveau ei la Emaus? Păi eu nu interpretez Biblia și nu o forțez. Pentru că după ce li se lămurește mintea și revin la Biblie, exact în ceasul ăla se ridică și se întoarcă înapoi la Ierusalim. Dar de ce se întorc? Pentru că ei au mers la Emaus pentru că nu aveau nicio treabă. Ei au plecat acolo de frică și au plecat să fie duși. Necredința din inima lor atât de tare a apăsat încât ei nu mai aveau nici o țintă pentru viețile lor. Oameni buni, stimați frați și surori, stimați prieteni, stimați soți, cap de familie, prea iubiților, puteți să răspundeți repede, tranșant, la întrebarea, dumneavoastră aveți o țintă precisă și zilnică pentru viața dumneavoastră? Pentru că dacă nu avem, creștinismul este gol de conținut. A rămas forma, a rămas alunecările noastre vizibile în formă, dar conținutul este că în fiecare dimineață când eu mă trezesc, eu mă trezesc cu un scop precis. Dacă mai trăiesc o zi, o trăiesc cu o țintă precisă. În fiecare zi eu trăiesc pentru un scop, pentru o țintă. Și ținta aceasta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și ținta aceasta și scopul acesta este să slujesc interesele împărăției lui Dumnezeu, zilnic. Aleluia! Căci copiii mei, pruncii mei trebuie să se uite la tata și la mama. Și trebuie să citească în acțiunile lor, în mentalitatea lor, în vorbele lor, în expresiile lor. Căci părinții mei au o țintă clară pentru viața lor pe pământ. Că au un ideal, că au un scop pentru care ei luptă, îi văd în rugăciune exprimându-și scopul. Îi văd în dărnicie arătând că le pasă. Îi văd în tot ceea ce fac ei în evanghelizarea, prin fapte, prin cuvinte, prin trăirea lor, că au o țintă pe care o urmăresc zilnic. Și lor nu este ușor, le este foarte ușor să accepte mai târziu o asemenea credință. Dar o credință în care este haos, noi nu știm de unde venim și unde ne ducem, ne învârtim în cercuri de multe ori, Dumnezeu nu ne-a chemat la asta. Aduceți-vă aminte, Dumnezeu ne cheamă dintr-un loc să ne lasă să ne învârtim. Noi ne învârtim, că alegem să ne învârtim, dar Dumnezeu întotdeauna a fost specific și a fost clar. Dumnezeu a spus poporul evreu, vreau să vă scot din Egipt, nu vreau să vă plimb prin țară. Eu vreau să vă scot din robie, dar nu vreau să vă dau o viață puțin tel mai bună. Eu nu vreau să vă scot din Egipt să trăiți aventuri cu mine în pustie. O să vedeți voi ce surpriză vă așteaptă. O să vedeți voi cum va fi. Dumnezeu nu ne aruncă în haos. Dumnezeu când ne scoate dintr-un loc, înainte să ne scoată, ne vorbește de planul care îl derulează și de ținta finală. Și spun din toată inima, trăiască Domnul pentru asta. Eu vreau să te scot din Egipt, popor evreu, și vreau să te iau și să te duc într-o țară unde curge lapte și miere. Ținta finală va fi Canaan. Așa că în toată călătoria, indiferent cât de greu va fi, voi veți fi marcați în fiecare zi de o țintă. Eu merg spre Canaan, eu merg spre Canaan, eu merg spre Canaan. Eu prin tot ceea ce fac mă îndresc spre Canaan zilnic. Eu cânt în cor pentru că mi-e dor de țara mea. Eu mă rog pentru că ținta mea e cerul. Eu predic despre cer. Eu nu predic despre mine, eu predic despre El. Și în tot ceea ce fac arăt deslușit și clar că mă duc spre țara mea, spre țara de dincolo de stele, împărăția slăvită a lui Dumnezeu. Din toată inima, glorie Domnului. Din toată inima, glorie lui Dumnezeu. Unde vă aflați în seara asta? Copiii tăi, copiii voștri pot să vadă foarte clar în seara asta că voi aveți o țintă? Eu nu știu cum pot să-mi ajut copiii. Plătesc un preț imens ca toți care sunt în misiune. Lipsesc destul de mult de acasă și mă doare foarte tare treaba asta. Primesc mesaje pe telefon aproape zilnic. Tati, ne dor de tine. Înainte să vin la biserică, soția mea mi-a scris, roagă-te special pentru noi, că ne lipsește atât de mult. E foarte greu și dureros de lung drumul de la ieșire din casă și până la mașină. Târăs geamantanele, am noduri în gât în avioane. Uneori simt că nu mai pot. Nu știu cât voi pricepe ei, dar mă rog lui Dumnezeu să priceapă când nu voi mai fi pe pământul ăsta și ei vor rămânea. Că tatăl lor, că părinții lor au avut un vis pe care a scris Iisus Hristos și dragoste pentru el.
Mă rog să priceapă că tot ceea ce facem, sacrificiul nostru ca și părinți, este pentru că dorim cu toată ființa noastră să slujim interesele împărăției lui Dumnezeu. Cred că e cel mai înalt vis pe care eu pot să-l dau lor, cred că e cel mai înalt vis pe care poți să-ți-l dai copiilor voștri, pe care puteți să le dați copiilor voștri, puteți să le dați mașini la cheie, case la cheie, puteți să le dați orice vreți, dacă i-ați aruncat prin trăirea voastră, fără nicio țintă aici pe pământ, în haosul acestei lumi, copiii voștri sunt în marginea prăpastei. Dacă tu ca tată, ținta ta a fost o lume materială și acolo ți-a fost mintea, gândurile, preocupările, discursurile, zi și noapte, acolo ți-a fost frământarea, stresul tău exagerat. Dacă din rugăciunile tale nu s-a desprins niciodată decât Doamne, dă-mi aia, fă-mi aia, mă ajută-mă aia, descălcește aia și tu nu ți-ai rugat, tu n-ai cântat, tu n-ai vorbit de ținta pe care o ai pe pământul ăsta, adică cerul lui Dumnezeu și cât suntem aici trăim pentru Domnul, ai pierdut o mare bătălie. Duhul lui Dumnezeu este aici în seara asta să-ți spună trezește-te oricine ești. Tu trebuie să fii un creștin al Bibliei, iar creștinul Bibliei este creștinul care are o țintă clară în viața lui. Unde este Emausul tău? De ce te duci în direcția aia? Știi clar de ce te duci? De ce ai plecat? Te-a trimis Dumnezeu acolo? Toți ridicăm din numere. Apoi Dumnezeu știe. Au plecat mulți români haotic după Revoluție. O parte dintre dumnealor plătesc nota de plată. Pruncii lor care au luat o razna. De atunci când au plecat au zis, noi avem o țintă, calea asta. O viață mai bună, dar dincolo de ținta asta există o țintă a lui Dumnezeu? Există o luptă a lui Dumnezeu? Există ceva care Dumnezeu te împinge să faci? Poți să spui asta? Ei, când vine nota de plată, ne trezim de ca dintr-un vis urât și spunem, oh, nu cred că Dumnezeu a vrut asta pentru viața mea și pentru familia mea. Dar uneori e destul de târziu. Eu am venit să predic cu inima liberă în seara asta și doresc din toată inima Dumnezeu să dea fiecărui familie o țintă precisă. Dumnezeu să dea o țintă precisă bisericii. Dumnezeu să ajute oamenii să trăiască pentru Dumnezeu și pentru împărăția Lui. Noi trebuie să ne trezim noaptea din somn să când te întreabă cineva, bă, tu pentru ce trăiești? Tu trebuie să sari direct în picioare să spui, pentru Domnul. Amin? Amin? Tu de ce mergi la biserică? A venit cu tare. Eu mă duc la biserică să mă închin lui Dumnezeu. Tu de ce faci asta? Pentru că Dumnezeu e în inima mea. Tu de ce mergi dincolo? Pentru că-L caut pe Dumnezeu. Pentru că caut slujirea, închinarea și împărăția Lui. Și știu că Dumnezeu toate celelalte lucruri mi le vor da pe deasupra. Doamne, schimbă mentalități în seara asta. Schimbă inimă în seara asta. Schimbă vieți în seara asta. Domnișoară care mă asculți în seara asta, tu pentru ce trăiești? Flăcăule care mă asculți în seara asta, tu pentru ce trăiești? Diavolul este lângă tine în fiecare zi să-ți dea o grămadă de ținte false. Diavolul este lângă tine să spună, a, viața ta trăiește aici pe pământ, totul este aici. Dumnezeu este și El lângă tine să spună, nu, ținta ta este dincolo de viitorul lumii acesteia. Ținta ta este cerul. Pregătesc un loc pentru tine ca să fii cu mine în slavă. Doamne, atinge de toți tinerii din biserică, aleluia. Un al doilea adevăr. Creștinismul fără Biblie este un creștinism întotdeauna trist. Iisus mergea cu ei pe drum. Dar ei nu puteau să-L repeleze, pentru că erau foarte triști în inima lor. O tristețe absolut apăsătoare era peste ființele lor. Frații mei iubiți, ca și mulți dintre noi alergăm în stânga și în dreapta. Dați-mi voie să vă spun că am întâlnit creștini, declarați creștini, care atunci când te uitai la ei, nu numai că nu-ți mai venea să cânți sau să predici, și ce ai știut te-ai uitat. Am fost în grupuri de oameni în care după 5 minute de predică spuneam în inima, Doamne, să mai continui sau mă opresc. Din nervul meu încă, care mă mai luptam cu el, spuneam, mă opresc. Dar Duhul lui Dumnezeu spune, tu știi că eu am la un moment dat un picamăr care se sfarmă stânci. Și la un moment dat s-ar putea să vezi o mare izbândă în seara asta. Și uneori am continuat și Dumnezeu a dat biruință, trăiască Domnul în veci. Nu de mult am fost într-o biserică, nu mă întrebați unde e, e un oraș foarte important din România, nu asta contează. Am mai dat exemplul ăsta într-o biserică și pastorul nu m-a lăsat în final. Gabi, te rog să spun eu în biserica aia și până la urmă am cedat. Sper că, poate că și fratele Cone vă va întreba, cedez încă o dată. Acum am cedat o dată, cedat să doară mai ușor. Și am mers în biserica aia și exact așa era. Și am avut un război în inima mea în câteva minute, așa, pentru că predicatorii, vedeți dumneavoastră că zâmbesc, dar ei este mare război când sunt aici la predică, dar mulțumim că Dumnezeu este Cel care ne dă biruință. Și stând acolo am zis, Doamne, să mă opresc, să dau înapoi, să continui. Am avut niște întrebări în inima mea, Doamne, mă uitam la ei, ploa,
erau obosiți, aveau niște fețe așa crispate, eu strigam aleluia, ei, amin. Amin, ce să fac? Erau ca niște murături foarte bine aranjate undeva într-o... O acreală așa de nedorit. Și am zis, Doamne, ce să fac? Am auzit o voce în inima mea, mergi înainte, că o să-ți dau biruință în seara asta. Slavul lui Dumnezeu! A fost și directorul de la Vocea Evangheliei în seara aceea și a zis, știi ceva, eu vin din biserica creștin după Evanghelie, dar vreau să vă spun ceva. Noi suntem cu minții așa în zona noastră, dar în această seară a fost pentru noi ca un picamăr. Dumnezeu v-a luat în mână și atât ne-a zguduit și ne-a încât praf ne-am făcut. Dar îi mulțumim că Dumnezeu este în inima noastră ca o bucurie mare. Glorie lui Dumnezeu! Nu-i cazul aici în seara asta, dar binecuvântăm pe Dumnezeu care este prezent în adunare. Binecuvântat să fie numele Lui în veci. Creștinismul fără Biblie întotdeauna e trist. Pentru că toate prizele în care el, creștinismul fără Biblie, intră, este o sursă de tristețe. A căzut bursa, aleluia, nu, no, ești terminat. Au căzut prețurile, a căzut economia. Diavolul spune, stai în priza mea, îți dat peste cap. Cum să te mai bucuri? Pasul vine la amvon. Frați și surori, binecuvântat să fie Domnul care prezentă în adunare. Amin. La mintea noastră nu mai noi știm pe unde e dusă. Dar noi suntem aici. Dumnezeu ne-a chemat să mimăm bucuria. Dumnezeu ne-a chemat să trăim bucuria. Vă rog să ne iertați și pe mine și pe Gabi și pe alții care tragem de voi să spuneți amin și aleluia. Iertați predicatorii și păstorii care de multe ori vă cheamă la bucurie. Vă rog, nu mimați, rugați-vă în secunda aceea, în minutul acela, la Dumnezeu să vă schimbe mintea și inima, pentru că și creștinismul biblic este un creștinism al bucuriei, aleluia! Este un creștinism al bucuriei, aleluia, aleluia! Pentru că eu m-am săturat de lumea tristă și am venit la un Dumnezeu care e bucurie! Amin? Ei se uitau triști. Era foarte ușor să-i citești. Păstorii avem în noi... Dumnezeu a pus în noi darul ăsta că de multe ori ne trimit cu dumneavoastră și dăm mâna și spunem, cum ești? Noi, bine. Dar noi vedem dincolo de asta. Hai mă spune că nu ești chiar bine. A, nu-s chiar bine. Dar rugați-vă pentru mine Dumnezeu să mă facă bine. Și Dumnezeu este aici să te facă bine. Nu trebuie să mimăm că suntem bine, trebuie să recunoaștem dacă nu suntem bine și să chemăm bucuria și puterea lui Dumnezeu peste noi. Și toată biserica spunem amin, aleluia. Toată biserica spunem amin și aleluia. Aș vrea să vă spun ceva. Știți pasajul din Scriptură, din Habacuc, da? O să vi-l aduc aminte încă o dată în seara asta. Într-o seară eram la rugăciune în Beclean și Costel l-a citit. Și eu l-am auzit, când nu va mai fi, când nu va se mai întâmpla, când nu va mai face, eu tot mă voi bucura. Și așa am prins ceva, parcă diferit în seara aia. Și l-am citit din nou. Căci chiar dacă smochinul 3:17 nu va înflori și vița nu va mai da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor mai da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Atunci deodată omul ăsta ia o decizie. I-am zis, fratul, stați puțin că ăsta e prea mult. Hai să o luăm mai ușor puțin. Aici omul a zis, dacă nu mai sunt boi în grajduri, dar noi, dacă nu mai e nimic, suntem terminați. Noi suntem supărați că anul trecut au fost 50 de boi în grajduri și anul ăsta-s 25. Și de data când am intrat în grajdul nostru, figurativ vorbesc acum, am numărat 22, 23, 25. Anul trecut erau 50. Nu e bine. Mergem dincolo, era 100 de oi, acum-s 24. O, Doamne, nu se poate! Ei, noi suntem supărat pentru că s-au redus lucrurile. Nu mai reușim să ne bucurăm pentru că n-a mai fost. Nu mai este ce a fost. Bă, numai aici a fost America, și? Numai aici a fost. Numai e. Acum ne-am pierdut bucuria, pentru că altă dată eram foarte bucuroși. De ce? Pentru că sursa bucuriei noastre de multe ori este lumea materială. Și ăsta nu-i creștinismul Bibliei. Sursa bucuriei noastre nu este lumea materială. Asta este oscilantă. Sursa bucuriei noastre este Iisus Hristos Domnul. Aleluia! Aleluia! Știu că aveți mai puțin boi în grajd, totuși aveți, am văzut. Știu că s-au redus numele de oi și smochinul mai dă cât a dat. Și nici măslinul cât a dat. Dar s-ar putea să fie o vreme când nu mai avem nimic. Că omul ăsta așa a zis. Dacă mă duc și măslinul, mă uit, bă, printre frunze. Bă, nu mai e nimic. Portofel te uiți, toate zgoale. Cardul după cardul. Gol 0-0-0-0. În dulap nu mai sunt rafturi întregi de haine din col, numai totul se prăbușește deodată. Atunci să vedem cum ne ridicăm și spunem, Doamne, și în situația asta avem de spus ceva. Bă, mai uite-te odată în graj, nu-i nimic acolo, nimic, stăpâne.
Bă, mai uit odată în staul, nu-i nimic, nimic. Bă, ai fă la banca aia care trebuie, da, nici nimic, nimic, totul e praf. Bă, n-ai auzit o știre de la guvern? Tot ce spune este că totul se duce în prăbușire. Pregătiți-vă, s-ar putea chiar acolo să mergem. Și după aceea ne adunăm noi creștinii Bibliei, aleluia, ne adunăm noi creștinii Bibliei și spunem așa, atunci, în situația aceasta, spune cuvântul Domnului, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Să vedem dacă adunarea spunem acum amin, aleluia. Amin, aleluia. Gloria lui Dumnezeu. Și omul ăsta merge mai departe. Domnul Dumnezeu este tăria mea. El îmi face picioarele cale cerbilor. Și mă face să merg pe înălțimile mele. Aleluia! El spune, Doamne, dacă ajung în criza asta, eu nu vreau să fiu o râmă. Eu nu vreau să fiu, Doamne, un melc. Că vorba lui Rick Warren a zis, până la urmă și melcul a ajuns la corabie, la potop. Cât merge el de încet. Dar aici spune, eu nu vreau să fiu o râmă să mă târăsc. Eu nu vreau să fiu mă târăsc în pocăință, Doamne. Eu atunci când totul e gol și totul se prăbușește, eu aș vrea, Doamne, să-mi dai niște picioare de cerb. Amin? Eu vreau picioare de cerb. Dar ce vrei să faci apa cu când totul se duce? Atunci eu vreau să sar ca un cerb. Vreau să sar ca un cerb. De ce? Dumnezeu este Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeu este Dumnezeul mântuirii mele. Aleluia! Aleluia! Doamne, dacă intru la facultatea asta, sar până în tavan, știu. Doamne, dacă reușesc să prind business-ul ăsta, Doamne, sar, dacă să nu mă vadă nimeni, nu-s carismatic, dar sar, Doamne, prin bucătărie, prin casă. Să nu mă vadă fratele Cone, nu sar în biserică, dar pe acasă sar de bucurie. Doamne, dacă îmi dai fătuca asta, Doamne, sunt eu mai fericit. Da, știu. Doamne, dacă îmi dai prințul ăsta, e gata, Doamne, ești al meu. Dacă nu ți-l dă Dumnezeu. Doamne, dacă ăsta vine și predică în fiecare duminică, Doamne, sunt fericit. Și Dumnezeu spune, scoate ștecărul din priza asta numită predicatori. Bag o altă priză. Doamne, dacă îmi dai succes în cântare, în predică, de fiecare dată, Tu ești Dumnezeul mântuirii mele. De câte ori nu m-am rugat și așa? Numai că Dumnezeu nu mi-a dat întotdeauna, că trebuia să învăț și lecția prăbușirii. Poate o învăț și în seara asta, dar îl binecuvântăm pe Dumnezeu care este aici în seara asta. Știți că ucenicii au venit la Domnul în moment de așa și au zis, Doamne, să-ți dăm un raport. Ce? Dracii ne sunt supuși. Am mers pe stradă așa și a apărut un drac și am zis, stai jos! Și-o sta jos. M-am întâlnit cu Azra și a zis, plecat! Și-o plecat! Am mers din coș, pleci afară din casa mea! Și-o plecat! Doamne, dracii ne sunt supuși, performanță enormă! Și Domnul a zis, știți ce vă spun? Nu vă bucurați de asta! Că s-ar putea săptămâna viitoare unul să vă lovească! Bucurați-vă de altele! Băgați-vă priza voastră în altă sursă a bucuriei! Nu vă bucurați că duhurile vă sunt supuse! Bucurați-vă mai bine și mai mult că numele vostru este scris în cartea vieții! Și toată adunarea strigăm, aleluia! Aleluia! Numele meu este scris în cartea vieții și dacă sunt bogat. Numele meu este scris în cartea vieții și dacă sunt sărac lipit pământului. Numele meu este scris în cartea vieții dacă trupul meu e sănătos. Numele meu este scris în cartea vieții și dacă în trupul meu e cancer. Numele meu este scris în cartea vieții dacă merg și am biruință și dacă sunt lovit și rămas jos în anonimat. În tot acest aspect și în orice situație, numele meu este scris în cartea vieții, dacă e scris. Dacă nu, mă rog în această seară pentru toți prietenii, sângele lui Iisus Hristos să vă curățească, să vă mântuiască și numele nostru să scrie scris în cartea vieții. Doamne, fă-mi un cerb să te facă Dumnezeu și pe tine. Când întreb, bă, cum ești cu pocăința? Mă târăsc și eu, parcă am fi râne. Ce faci? Mă târăsc, săptămâna m-am târât. Habacucozi, nu vreau să fiu râmă, eu vreau să fiu cerb. Cine mai vrea să fie cerb de aici? Dumnezeu să vă binecuvânteze. Îți pregăti pentru criză. Cum? Te-ai adunat bani? Nu. Am o rugăciune pusă la... Ce scrie pe ea? Doamne, când va veni criza cea mai mare, dăm picioare de cerb. Aleluia! De-abia aștept să-i văd pe români cu picioare de cerb în cea mai cruntă criză. Pentru că Dumnezeu va fi cu noi. Aleluia! Și Dumnezeu este Dumnezeul mântuirii mele. Și Dumnezeu este Dumnezeul mântuirii noastre. Amin? Știți cum poți să depistezi un creștin care nu e axat pe Biblie și un pocăit care nu e cu pocăitul Bibliei? Că el, când e soare, e foarte fericit. Când vine Florin Ianoviș, tresalt. Când mai vine Gabi, vine Speranț, toți sunt fericiți. Când vine un om în vârstă că urcă greu la amvon, e vai de mine după ce am venit seara asta la biserică. Și eu te întreb, crezi că pocăitul ăsta e pocăitul Bibliei? Vă întreb, îi sau nu-i?
Bă, de-ar cânta corul, aș fi fericit în seara asta, dar nu a cântat. Bă, de n-ar cânta corul, spune, bă, nu mai merge corul în bisericile noastre. Și unii spune, afară cu el să ne bucurăm. Ăștia ne fură bucuria. Nu voi, zic alții. Alții spun, nu, fanfara asta, asta numai la mormântări bună. Aproape că uneori mă înscriu și eu în vorba asta, dar voi mă iertați în seara asta, eu sunt sincer. Și deodată parcă ne pleacă bucuria, te miri pe unde ne fură diavol. Foarte simplu. O intrat în biserică, ăsta o striga pe tare, ne-am pierdut bucuria. Ăsta o vorbi prea încet, ne-am pierdut bucuria. Ăsta o fă prea scurt, ne bucurăm, aleluia. Toate predicile scurte au cel mai bun succes și dacă nu se spune nimic. Cine predică lung, plătește preț. Eu sunt unul dintre ei, da? Asta e. Eu cred că Dumnezeu are aici pocăița ai Bibliei și atunci putem să trecem peste 8. Vreau să aud dacă e amin sau nu. E bine. Slavă lui Dumnezeu. Așa că deodată mă întreb în această seară dacă noi suntem creștini și pocăiții Bibliei. Doamne, ajută-ne! Și spun de, până unde merge treaba asta? Până acolo, o zis aici Cristian, sindromul Down și dumnealui plânge să bucură din boala asta. M-a șocat. Dar n-ar fi prima dată. Sora Rodica din Beclean, e în Paris. Scleroză în plăci la 43 de ani, căruț, definitiv. Și când mergeam la ea acasă să o vizităm, împreună cu Costel și să-i ducem cina, ne tot pregăteam cuvinte să spunem, să o încurajăm. Când intram la dumnea ei, față sănină, întins, parcă ea a venit de la cel mai bun salon de cosmetic. Întinsă față, zâmbet în față, pe față, nu se poate. Și o întrebam, soră, adică, cum sunteți? Aleluia! Dumnezeu este cu mine! Săptămâna asta am terminat un studiu biblic prin corespondență. Mi-a trimis notele. Hai să vă spun ce am descoperit. Și foamea am uitat-o, și toate. Ne predica sora Rodica câte o oră și noi încercam să încurajăm Dumnezeu să întărească în boala. A zis, nu-i problemă. Eu mă rog Dumnezeu să mă vindece. Dacă Dumnezeu nu mă vindecă, în fiecare zi mulțumesc lui Dumnezeu. Că prin boala asta am cunoscut pe Iisus ca Domn și Mântuitor și Dumnezeu știe de ce mi-a dat-o și poate că Dumnezeu mă face sănătoasă, eu m-aș îndepărta de Dumnezeu. Și am în inimă cea mai mare bucurie. Bucuria că sunt mântuită și sunt fiica Marelui Stăpân. Și spun cu toată adunarea, trăiască Iisus în veci. Trăiască Domnul în veci. Dacă până atunci am mers și am zis, bă, mașina asta mea trebuie schimbată, nu mai merge cum trebuie. Când am avut predica surorii Rodica, am plecat ca un cer, nici nu mai atingeam scările în jos. Și am zis, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat picioare. Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat mâini. Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat gură să predic. Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat gură să cânt. Doamne, îți mulțumesc că pot să spun amin și aleluia. Pentru că lângă sora Rodica în biserică, avem o altă soră care din cauza că a trecut printr-un șoc cumplit în viața ei, pentru că soțul ei i-a întors spatele și a abandonat-o. A intrat într-o criză și a fost afectat creierul și de atunci nu mai poate să vorbească. Și ea, cu oglinda, face exerciții inepuizabile, epuizabile, cu oglinda în față ca și copiii mici, ca să poată spune un singur cuvânt. Și așa, stătea și noi lângă ea. Iisus! M-ai auzit în seara asta? Când am văzut, a început să plâng în hohote. Și a zis, Doamne, eu pot să vorbesc, uite așa, ce vreau. Și eu vă spun în biserică, și păstorii vă spun în biserică, băi, strigați de bucurie, Iisus Hristos e în adunare. Și tu ești leneș. Ești leneș? Uneori nici măcar nu vrei să-i dai apă la moară la predicator, nu-i așa? De ce să simte el că a fost bine în seara asta? A fost foarte rău. Și stai încremenit. Dar știi cui tu îi faci o defavoare? Ție personal. Ție personal îi faci. Dacă tu nu ești încununat de amin și aleluia, cel care pierzi tu, nu eu care predic. Nu cred că ai vrea o oglindă în față să te chinui să spui Iisus. Cred că te poți bucura de un har special în seara aceasta. Cu toată adunarea spunem, Iisus Hristos este Domnul. Aleluia. Binecuvântat să fie Duhul Sfânt care este prezent în adunare. Leneșilor, treziți-vă. Deschiți-vă gura larg, că n-ai de făcut decât să o deschizi. Dumnezeu te va umplea de cuvinte de laudă. Cuvinte pline de farme când clocotesc în inimă Psalmul 45. Nu mai pot. Sunt ca o oală sub presiune. Sunt ca o cuptă care stă să explodeze. Nu trebuie să spună nimeni nimic. Când explodează, când aud că Dumnezeu este în adunare, cuvinte pline de farme când clocotesc în inimă și zic, nu tac! Unii se bucură în ei înșiși. Ei, e posibil. Eu mă bucur în Duhul. Bucură-te în Duhul. Eu vreau să mă bucur cu tot ce sunt. Și vreau să zic, lucrarea mea de laudă este pentru împărat.
Vreau să fiu mai puternic decât Eminescu, decât Păunescu, decât toți scritorii. Vreau să fiu ca cel mai iscusit scriitor și vreau, Doamne, ca pana unui scriitor iscusit să-mi fie limba. Tu ești cel mai frumos dintre oameni. Harul este turnat pe buzele tale. De aceea te binecuvânta Dumnezeu pentru vecie. Războinii vitează, încinge-ți. Urcă-te în carul tău de biruință. Și în această seară, cel care este în carul de biruință este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Trăiască Domnul! Trăiască Domnul în veci! Acesta e Dumnezeul nostru! Aleluia! Unul vine de la Ierusalim foarte încălcit în inima lui că nu pricepe Biblia. Că atunci e cea mai mare încălceală. Tot să uite în ea și nu o pricepe. Dumnezeu trimite un evanghelist care avea o țintă pentru pământul ăsta să-l slujească pe Dumnezeu și a fost la dispoziția lui Dumnezeu. Zice, vreau unul, aici ești, Doamne! Și se numea Filip și a plecat, Dumnezeu l-a trimis acolo, s-a suit în car, i-a predicat, a venit apa. Și a zis famenul, ce mă împiedică să fiu botezat? Și el a zis, dacă crezi din toată inima, da, se poate. Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A coborât din car și Filip l-a botezat pe famen. După ce a ieșit din apă, ceea ce nu-și dorea niciunul din voi. Filip a plecat, a dispărut. Dumnezeu l-a făcut nevăzut. Și mă gândeam atunci, Doamne, măcar o zi trebuia să-i dai bucurie lui famenul. Dar care bucurie? Să-l vadă o zi întreagă pe Filip la față. Să bea un ceai seara cu el. Să mai vorbească. El, Filip, e bucuria mea. Dar Domnul a zis, nu, vreau să-ți spun ceva. Bucuria ta nu-i Filip. Filip vine și pleacă. Bucuria ta trebuie să fie altcineva. Filip a dispărut și tot am întrebat pe Domnul, Doamne, de ce l-ai răpit pe Filip? De ce nu l-ai mai lăsat o oră? Pentru că așa trebuie să dispară toți predicatorii, toți păstorii, toți din cântăreții trebuie să dispară de pe scenă, pe scenă trebuie să rămână unul singur, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Să spuneți toată adunarea, amin, aleluia. Dă-te la o parte de pe scenă! Că noi am învățat pe oameni mofturoși, pentru că n-am vrut să ne dăm la o parte. Noi am învățat pe oameni că noi suntem sursa bucuriei. Dacă nu predicăm noi duminica, asta e praf. Câți n-ați tras cu urechea și a zis, grozavă ai predicat asta. Și apoi a zis, bă, ce rău predicat asta. Da, păi, na, ce să faci? Tu când predici? Eu, duminica viitoare, vin la adunare. Cum ți-a fost inima? Aleluia! Trebuia să-l mustri sever pe omul ăla să spui, știi ceva, aveți-ți de treabă. Nu predicatorii contează, Iisus Hristos contează, Duhul Sfânt contează, Biblia contează. Nu e așa că a intrat diavolul între noi și există între cântăreți de multe ori competiții surde? Nu e așa că uneori există și între oameni de la de rugăciune uneori competiții surde? Nu e așa că există prin biserici competiții surde care nu aduc nicio bucurie, nicio zidire adunării? Toate le trântim la pământ în numele lui Iisus, n-au treabă cu Biblia! Și înălțăm în adunare pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Filip a dispărut, dar cu el n-a plecat bucuria. Bucuria a rămas. Famenul și-a continuat drumul, spuneți dumneavoastră mai departe. Plin de bucurie. Noi vom pleca în seara asta. Noi nu suntem grozavi, nu suntem ca Filip. Dar avem și noi ceva de spus. Vom pleca. Cel care rămâne este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Păstorii se opresc, Iisus rămâne. Păstorii sunt limitați, Iisus e veșnic. Talentul nostru moare, Iisus e viață. Noi suntem slabi, Iisus e puternic. Noi suntem vulnerabili. Iisus e sfânt. Aleluia! 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 Trăiască Iisus în veci. E vremea lui Iisus. E vremea Bibliei. E vremea trezirii. E vremea lui Dumnezeu. E vremea vindecării. Să ne dăm la o parte. Iisus Hristos este Domnul. Să ne dăm la o parte. Iisus Hristos este Domnul. Aleluia! Glorie lui Dumnezeu! Glorie lui Dumnezeu! Am o tristețe în inima mea. Ar trebui să fie un motiv de mare bucurie. Acum ne sunt probleme în biserici. Uneori un grup de frați vin și spun, nu vrei să fii păstor la noi? Ar trebui să mă bucur, nu? Sunt foarte trist, pentru că acolo nu există maturitate. Înțeleg până la un punct sinceritate, dar dincolo de toate astea, nu asta este problema. Nu cred că un om sau altul rezolvă ecuația unei probleme. Cel care rezolvă ecuația unei probleme este Fiul lui Dumnezeu. Aleluia! Este Fiul lui Dumnezeu, trăiască Domnul. Trăiască Domnul în veci. În rest, cu plusuri și cu minusuri, toți suntem în mâna Dumnezeului celui viu și în funcție de cât ne lăsăm dați la o parte și lăsăm pe Dumnezeu în centru, Dumnezeu lucrează prin viețile noastre. Haleluia!
stimați frați ortodoxi, nu alergați după pop și după sutane, nu alergați după ritul și ritualul, alergați la Dumnezeu și la sprijinul Lui, alergați după Scriptură, credeți în ea, iubiți-o, citiți-o și Dumnezeu vă va da bucuria mântuirii în seara aceasta, în inima voastră, pentru că El este Fiul lui Dumnezeu. Știu cultura din România, dar am fost împreună în Fileaș, în Oltenia, acolo unde spuneau că te așteaptă cu bâtirile și cu bolovane și am sprijinat în viață cum să iau și o bătaie. Dar n-am luat-o. A fost chiar invers. Deci am predicat Evanghelia, zeci, sute de oameni acolo s-au predat. Dar când am mers să ne rugăm pentru ei, am simțit deodată că câțiva mi-au sărit la picioare. Nu la picioare să mă lovească. La picioare și mi-au prins picioarele să le sărute. Că doar eram părintele care am predicat în seara aia și au sărit la mâini. Și bă, dar bine că eu sunt sportiv. În secunda a doi, eu am sărit dintre ei rapid și mi-am tras mâinile. Și am zis, voi ce faceți aici? Păi, stim domnul părinte, plecăciune. Nu, opriți-vă! Nu eu sunt soluția. Nu eu sunt cel care trebuie să-i dați închinarea. Nu eu sunt cel care vă iartă. Cel care merită toată închinarea este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Cel care merită plecăciunea este Iisus. Cel care iartă și vindecă este Iisus. Glorie Domnului! Glorie Domnului! Știu că am mers cu o bătrânică la costel să-i ducem, să o ajutăm, pentru că nu mai avea lemn de iarnă. Acolo lângă Becleanț, când am ieșit afară, domnul părinte, uite, fugea și mi-a prins de mână și trăgea. Noi încoace, ia înapoi, ne sărute mâna. Apoi, cum sigur că era vorba de o ființă mai plăpândă, când mi-am tras odată, era să cadă. Și am zis, Doamne, vă rog frumos, știu, cunosc, pricep. Nu, mergeți, trageți o rugăciune în casă, cu mâinile întinse spre Dumnezeu și sărutați prin credință picioarele Domnului Iisus Hristos, care ne-a trimis la dumneavoastră să vă ajutăm. Pentru că cel care vă vizitează nu-i Gabi și Costel, este Iisus Hristos și puterea Lui. Trăiască Domnul în veci! Aleluia! Creștinismul Bibliei este un creștinism ancorat. În esența lui este bucurie. Până acolo merge creștinismul Bibliei, că în fața morții fizice, creștinii copiii lui Dumnezeu rămân în picioare. Și știu că dincolo de moartea fizică este adevărata viață, pentru că Iisus Hristos este învierea. Aleluia! Doar așa am plecat și eu de la Ionel, de la mormânt, colegul nostru, așa am plecat de la tata, așa am plecat în decembrie, am trecut de la mama, am plecat de acolo supărat că nu mai e, dar în inima mea clocotea o bucurie imens, că-și groparii n-au de spus ultimul cuvânt, că lopătarea de spiță joasă, care aruncă fără milă uneori în România bulgări mari, când toți făceam gestul să arunce ceva mai fin, să nu sune așa. Că nu merită tata și mama, după ani de zile, să sune peste ei lada aia, atât de crunt și atât într-o melodie, atât de hidoasă. Fiți mai finuți, să le spunem. Fiți mai lejeri. Dar dincolo de toată imaginea asta sumbră, în inima mea era un răspuns. Nu e ea ultimul cuvânt, ci ultimul cuvânt îl are Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, când cu trâmbița lui și cu un glas va striga și ei se vor întoarce înapoi, iar noi toți împreună vom pleca acasă să fim totdeauna cu Domnul. Aleluia! Aleluia! Ăsta e creștinismul Bibliei în care cred! În rest, povești. Trei. Și mă apropii de final, deși atât de frumos în prezența lui Dumnezeu. Un al treilea creștinism zugrăvit de ei până ce se întâlnesc cu Biblia este creștinismul așteptărilor greșite. Pentru că ei erau foarte supărați că trăgeau o anumită nădejde și exact invers. Citind un învățat care spunea, Doamne Dumnezeule, ce mi-am dorit n-a venit și ce a venit nu mi-am dorit. Cam așa erau și ei. Ce și-au dorit nu s-a întâmplat. Adică, au sperat până în ultima clipă. Am mai avut o licrâne de speranță, l-au luat pe Iisus, s-au venit cu felinare, dar când a văzut că Petru lovește urechea, bă, spune, ne răzvătim. Iisus îi oprește, bă, dar la ce să mai sperăm? Dar când a văzut că a luat urechea lui Marc și a lipit-o înapoi, a zis, tot va face o minune. Și el se va încorona împărat și noi vom fi locotenenții lui. Și au sperat până la capăt. Când l-au văzut mort, au zis, ce... ne-am așteptat, nu s-a întâmplat. Și ce nu ne-am dorit, s-a întâmplat. Iisus e mort. Creștinismul fără Biblie este un creștinism al așteptărilor greșite. Și asta aduce în noi foarte multă dezamăgire. Eu am spus cu ani în urmă și mai repet o dată în seara asta. Dumnezeu nu dezamăgește pe nimeni niciodată. Cei care credeți în afirmația asta putem să spunem amin. Mi-o susțin în continuare. Dumnezeu nu dezamăgește pe nimeni niciodată. El este Dumnezeu desăvârșit, aleluia.
Și totuși, aceștia trei sunt foarte buni la matematică. Și eu sunt bun în cazul de genul ăsta. Și spun, străinule, vrem să ne confesăm, dați-i drumul. Ce vreți să spuneți? De trei zile noi suntem dezamăgiți de el. Unu, doi, trei. Este a treia zi de când el continuă să ne dezamăgească pentru că e mort. Și noi trăgeam nădejde că el va izbăvi și va duce izbăvirea lui Israel. Asta era așteptarea noastră. Și el e în groapă. Nu mai putem să suportăm. De trei zile suntem dezamăgiți. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, creștinilor. Dumneavoastră, de cât timp sunteți dezamăgiți în raport cu Dumnezeu? Haideți! Nu aveți curaj? Nu v-a dezamăgit Dumnezeu pe dumneavoastră pentru că ați cerut ceva și nu v-a dat? Eu pot să ridicam în două mâinile. Că am avut vise, am avut așteptări de la Dumnezeu și Dumnezeu nu le-a împlinit. Și un om al lui Dumnezeu a spus, până la urmă, cea mai mare dovadă a dragostei lui Dumnezeu, știi care este? După Golgota? Și citeam care? Că Dumnezeu nu ți-a ascultat o mare parte din rugăciunile tale. Și eu spun acum, după ani, în anumite segmente ale vieții, Doamne, ai fost și ești un Dumnezeu desăvârșit. Bine că nu mi-ai dat ce ți-am cerut eu acum la 20 de ani. Atunci la 20 de ani. Eram terminat azi. Imaginația dumneavoastră e bogată, dar poate să funcționeze. Sunt alte zone în viața noastră în care cerem aia și Dumnezeu nu ni le-a dat. Și noi am fost foarte supărați și am zis, Doamne, Dumnezeu nu se poate. Unde ești? Ce ai făcut? Dumnezeu spune, sunt chiar lângă tine, dar nu pricepe acum. Acum ești dezamăgit o zi, două, trei, o săptămână, o lună, un an, dar după aceea vei pricepe totul de plin și te vei bucura foarte mult, că toată viața spune, Doamne Dumnezeule, cât de bun ai fost că nu mi-ai ascultat rugăciunile astea. Câți am îndrăzit să spunem amin pentru treaba asta? Mulți, e bine. Înseamnă că și pe voi v-a dezamăgit Domnul. Dar până la urmă v-a convins că Dumnezeu este la lucru, aleluia. Dumnezeu este la lucru, aleluia. Glorie Domnului! Glorie Domnului! Știți că treaba lui Dumnezeu uneori este chiar asta, să te dezamăgească continuu. Frate Gabi, o ajung la spital. De ce? Pentru că voi nu l-ați spus la predică. Mamă, m-am și trezit. Ii sunt bolnăvit. Păi nu lăsați omul ăsta să se îmbolnăvească, vă puneți-l și voi, bă, că doar nu. Păi nu, asta e problema noastră ca păstor, să punem oameni la predică să fie sănătoși. La predică trebuie să vină oameni care predică cuvântul lui Dumnezeu. Sunt chemați să predice cuvântul ăsta. Și acum merge să spunem amin. Da, da. Unul a zis, eu nu mă las de Dumnezeu până nu ce dă darul să cânt. Dumnezeu mie îmi dă darul să cânt. Și am zis, stai, de când aștept? A zis el, cam de vreo 15 ani. Am zis, drum bun înainte. Dar de ce, frate Gabi? Că nu ți-l dă niciodată. Și el dezamăgit. Păi toată viața se dă, da, toată viața. Dar tu ce să fac? Schimbă-ți așteptarea. Dar ce să fac? Dumnezeu ți-a dat un alt dar. Care? Să reciți. Nu-mi place asta. Eu știu că nu-ți place. Dar asta e a tău. Dă-i drumul. Du-te acasă, e cartea în mână, memorează și duminică recite o poezie să vezi cum Dumnezeu nu te dezamăgește niciodată și toată biserica va fi zidită. Dar nu te duce să cânți că ești dezamăgit și toată biserica nu mai dormiți o săptămână. Și toți sunt supărați. Dumnezeu să cerceteze orice inimă. Unii sunt dezamăgiți că nu au intrat în conducere. Alții sunt dezamăgiți că nu au ajuns acolo. O grămadă de dezamăgiri. Dar cine ți-a spus ție, Domnul, că asta e așteptarea pentru tine? Poate că Dumnezeu a vrut să faci și vrea să fac cu totul altceva. De aceea este foarte important să fim creștinii Bibliei și să avem așteptările lui Dumnezeu pentru viața noastră. Și când ele vin, noi suntem împliniți, fericiți și toată biserica e zidită, împlinită și fericită. Și acum merge să spunem din toată inima glorie lui Dumnezeu. Glorie lui Dumnezeu! Glorie lui Dumnezeu! Cineva vine, frate Gabi, cât să-ți dau să mă faci și pe mine predicator? Și acum să mă gândesc, Doamne, ce datorie am? Există tendința asta și în România. Vin cu tine, te duc oriunde și poți să mă duci până la capătul lumii. Și nu-i bine. Ba da, e bine că nu conduc eu. Dar promisiunea cu făcutul predicator nu o să poți să-ți împlinesc niciodată. Pentru că nu eu fac predicator. Cel care cheamă și face predicator este Domnul. Am intrat în jocul câtva și nu o să mai intru, dar cu vreo 5-6 ani în urmă. Când s-a mă sunat, nu pentru că eu aș fi... Și Gabi, ajută-mă și dăm 3 idei de predică. Era cel mai greu lucru care mi-l cerea. Mi-era apropiat și aveam tensiune, cred că 180 atunci. Că nu sunt capabil să fac eu o predică, dar să le predau altul. Și sunt de pe țara, spuneam, bă, cu textul mână mi-l dădea, tot mă uitam pe telefon. Uite cam așa, el nota, uite cam așa, îi scria vreo 3 foi. Eu nu știam după aia dacă am făcut bine sau rău. Așteptam telefonul de duminică de la amiază după predică. Și mă sună, Gabi,
Știam ce urmează, vă dați seama, nu era, nu trebuia să fiu proroc. Dezastru! Și soția e supărată într-un colț, fetele mele în altele, când am făcut de rușine. Eu s-a terminat, eu pastile, distonocal, nu mai revin. Și am zis, o singură șansă să revin. Și el care? Să nu mai predici niciodată. Că nu ești pentru asta. Dezamăgit, cumplit și biserica, familia, fetele, toată lumea dezamăgită. Ei, când noi avem așteptări greșite, urmează dezamăgirea. Iar Dumnezeu nu va face rabat niciodată să dezamăgească o zi, două, trei, o săptămână, o lună, cât vrei să mergi. Un an, până când cedești și spui, Doamne, de fapt vreau să te întreb, care e voia Ta pentru viața mea? Și Dumnezeu va spune asta. Și atunci spui, mă duc înainte, Doamne. Dar este ușer. Slăvit să fie Domnul, aleluia. Dar este asta, anonim. Doamne, glorie Ție. Este să împarți ajutoare, aleluia. Este asta, 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 asta. Dacă asta e, Doamne, mă predau și vin în urma pașilor Tăi. De acolo încolo începe împlinirea și bucuria. Și adunarea este zidită sufletește. Nu există rău mai mare pentru zidirea unei biserici decât să avem așteptări să fim mutați unde nu trebuie. Nu există mai mare povară pentru mâini decât să ia locul picioarelor. Nu există mai mare dezastru pentru picioare să ia locul mâinilor. Să bage lingura în gură și să scrie cu pixul. Dar dacă Dumnezeu ne-a pus să fim ceva, să ne bucurăm în prezența lui Dumnezeu, să spunem, Doamne, Tu ești Dumnezeul nostru. Glorie Domnului! Și totuși Dumnezeu este un consilier perfect și în această seară te consiliați, spune, bă, ce problemă mai ai în suflet? Doamne, asta! Dă-ți drumul! Dumnezeu este aici să te vindeci. Cred că Dumnezeu a atins multe inimi în seara asta. Și cred că mulți oameni dezamăgiți vor pleca acasă fericiți în seara asta. Trăiască Domnul! Trăiască Domnul în veci. Nu îngreuna situația ta și altora. Că Dumnezeu rămâne credincios în viață, nu se schimbă. Spuneți amin? Atunci mergeți în spatele Lui cu minți și eu cu toții să mergem smeriți. Glorie lui Dumnezeu. Și vreau să închei spunându-vă că a patra mișcare a unui creștin creștinist sau pocăință nebiblică este că creștinismul nebiblic, atunci când este vorba de supranatural, de vedenii, de îngeri, de Dumnezeu, de Duhul Sfânt, de lucrări supranaturale, ăsta se dă la o parte. Bă, lasă-mă, ați fost altă dată. Când ajungem în punctul ăsta, toți se declară uimiți. Spune, bă, vreau să mai spunem ceva. Spuneți, dragilor, mai avem o dezamăgire. Care? Ba niște femei, vă dați seama că erau evrei și știți cum priveau femeile. Ba niște femei de ale noastre, femeile. Spune ele că ar fi avut o vedenie de îngeri. Și noi am rămas uimiți și șocați de treaba asta. Dumneavoastră sunteți uimiți și șocați dacă vă spun în seara aceasta că sunt zeci de mii de îngeri aici în adunare care se mișcă? Dumneavoastră credeți că aici e o adunare în care sunt becurile astea numai în tavan? Noi ne-am apropiat de sărbătoarea, de adunarea în sărbătoarea îngerilor. Aleluia! Amin? Dacă s-ar arăta lumea lui Dumnezeu în toate fețele ei puternice, v-ați uimi și v-ați speria? Nu, ar trebui să strigăm toată adunarea. Gloria lui Dumnezeu! Dumneavoastră vă temeți de vedenii, de revelații, de prorocii? Ba nu! Că ăsta e creștinismul biblic! Pe care unii îl dau la... nu mai merge în vremea asta, nu vezi că oamenii sunt domni, sunt cizelați, sunt educați, sunt avocați, sunt inteligenți, sunt profesori, sunt deputați, sunt doamne, sunt domni. Nu mai merge, mișcări supranaturale al Dumnezeu, așa vorbește Domnul, Domnul în stânga, Domnul în dreapta. Nu mai merge. Domnul e altă generație. E o altă generație de oameni nebiblici. Dar creștinismul biblic e un creștinism în care îngerii vin și coboară, în care îngerii tăbăresc în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejde. Amin, glorie lui Dumnezeu! Duhul Sfânt este prezent în adunare, Duhul Sfânt vine peste bărbați și femei, Duhul Sfânt vine peste tineri de vedenii, visuri, pentru că aceasta este lumea lui Dumnezeu! Aleluia! Nu! Eu sunt uimit când asta lipsesc. Eu sunt șocat atunci când în biserici Duhul Sfânt nu mai lucrează. Eu ar trebui să fiu șocat o săptămână, o lună, să nu mai pot vorbi atunci când supranaturalul nu se mai arată în bisericile noastre. Atunci ar trebui să fim cu toți uimiți, șocați, ne prăbușim în rugăciune, ne rugăm 4 ore până Dumnezeu vine să lucreze prin semne și minuni și arată puterea Lui în adunările noastre și Duhul Sfânt transformă, schimbă minți și inimi și putem să vedem tabăra lui Dumnezeu aici, să strigăm, aici este poarta cerurilor. Aleluia! 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 Glorie Domnului! Noi spunem, frate Gabi, vezi că seara asta avem prieteni. Așa se mai spune în România. Sunt prieteni la biserică, este directul de la banca cutare, este cutare, este cutare. Eu știu de ce îmi spun. Și eu ce să fac? Stimați frați și surori, ne bucurăm să fim aici în seara asta și punctul 2, 3, 4, la revedere, bună seara. Să nu-i speriem.
Dar ei sunt speriați de diavol de multă vreme și au nevoie să vină puterea lui Dumnezeu să-i schimbe și să-i miște. Aleluia, aleluia, glorie Domnului, glorie lui Dumnezeu. Am primit o mărturie după vineri seara. Nu cu gazda mea, mi-a spus, bă, a venit unul de la biserica, nu era penticostală, nu-i spun numele că noi suntem repede. Așa? Și mi-a zis, bă, nu, cum, bă, nu știu ce s-a întâmplat în seara asta. Eu așa ce puterea lui Dumnezeu a venit peste mine, eu n-am mai trăit în viața mea. Spune-mă, amin? Atunci eu m-am bucurat, pentru că așa trebuie să se întâmple cu toți prietenii care vin aici. Biserica nu este un loc în care să venim în confort, să ne unii mă duc la biserică să mă liniștesc. Eu nu cred în asta. Eu cred că în biserică Dumnezeu vine să tulbure apele, să ne liniștească, așa cum un poet spune, Doamne, ne liniștește-mă în seara asta, încât să pot prinde unda Ta și apoi să mă bucur în prezența Harului Tău măreț. Și spun cu toată adunarea, aleluia lui Dumnezeu. A trebuit să vă foiți în biserică, să fiți neliniștiți, cum uneori se întâmplă atunci când Dumnezeu nu lucrează. Uite, așa să ne liniștești. Spui, Doamne, fă ceva în seara asta, Doamne, că se mă aminte, ațipiți, Doamne, să ne adormiți. Eu uneori îmi trag palme în biserică. La propriu. Spune, bă, Gabi, ce rugăciunea asta? Să fost de doi bani. Tu cere puterea lui Dumnezeu. Cere prezența lui Dumnezeu. Ești trist, ești apăsat, ce-i cu tine? Deodată Dumnezeu mă ridică și văd minunile cum curg în adunare și văd puterea Duhului Sfânt. Mă atinge bărbați și femei, aleluia! Aleluia lui Dumnezeu! Vreau revelații, vreau îngeri, vreau pe Dumnezeu, vreau minuni, vreau pe Duhul Sfânt să lucreze în adunări. Vreți și voi? Aleluia! Glorie Domnului! A fost la o seară de rugăciune. Și acolo am predicat și după aceea am chemat câțiva oameni în față și Duhul Sfânt mi-a zis, du-te, roagă-te pentru femeia aia. Și eu, tamam, m-am dus pentru ei direct la ea. Și m-am rugat pentru ea. Și Dumnezeu, prin rugăciune, i-a descoperit o problemă care o avea de 15 ani în inima ei. Și când m-a așteptat în hol, așa tremura din toate încheieturile, că dar nu mai trăise așa ceva. Și a zis, Domnul predicator, m-ați ghicit în seara asta. M-ați ghicit, s-a terminat. Și am zis, nu v-am ghicit eu. Altcineva v-a văzut inima de multă vreme. Și acesta este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Trăiască Domnul în veci. În seara aceea s-a pocăit, s-a căit și Dumnezeu a făcut o mare minune în viața ei. Era în conflict cu socul ei de 15 ani. Pentru că socul ei o jignise cumplit și n-a mai spus nimănui niciodată asta, nici măcar soțului. A zis, pot rana asta de 15 ani. Eu nu vă știu, dar cel care cunoaște toată adunarea este Duhul lui Dumnezeu. Are mișcă și intră printre rânduri pentru că Iisus Hristos este Domnul. Aleluia! Creștinismul biblic este un creștinism al revelației, al minunilor, a vedenilor, al îngerilor, al lumii lui Dumnezeu. Și eu vreau în biserica de aici să coboare întotdeauna lumea lui Dumnezeu. Și vreau unde suntem și cântăm să coboare lumea lui Dumnezeu. Și Duhul Sfânt să miște adunarea, să schimbe vieți și inimi, indiferent ce se întâmplă, pentru că noi asta ne dorim, aleluia! Pentru că noi asta ne dorim, aleluia! Și rămân în uimire și Domnul spune, bă, frate, ce se întâmplă cu băi? Tot ce s-a întâmplat zilele astea, uite, de la un cap la altul, totul e scris în Biblie. Cum? Totul e scris în Biblie, uite, pac, 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 pac. Și după ce Iisus le predică asta, s-a produs un miracol. Că ăștia sunt creștinii Bibliei. În inima lor intră un foc. Și un foc puternic îi mișca. Ei mărturisesc mai târziu. Nu ne ardea inima noi când eram pe drum? Și după ce le-a ars inima în ei, s-au transformat deodată în creștinism stăruitor. Dumnezeu le-a deschis capacul minții și a început să insiste, Doamne, nu pleca, nu pleca, rămâi cu noi, rămâi cu noi. Au început să-L sperie pe Domnul. Vezi că-i noapte afară să te atace cineva, rămâi cu noi, rămâi cu noi, rămâi, Iisus pleacă, nu rămâi, Iisus pleacă, nu rămâi, Doamne, 8 și un sfert, nu rămâi, nu pleacă, nu rămâi, circ în stradă, circ între ghilimele. În final, Iisus rămâne. Pentru că creștinismul Bibliei e un creștinism al stăruinței. Și toată biserica spune, aleluia. E un creștinism superficial de doi bani. Domnul spune, plec, pleacă, Doamne, a fost de ajuns seara asta. Plec, pleacă, Doamne, fii sănătos, noapte bună. Creștinismul Bibliei este un creștinism în care nu te dai bătut până Dumnezeu ne atinge coarda sensibilă și te ridică la mari înălțimi lui. Iisus Hristos este în viața mea. Iisus Hristos este în adunare. Nu mă dau bătut. Dumnezeu își arată puterea. Aleluia. Că spune un comentator al Bibliei că cele mai multe binecuvântări le-am pierdut la o secundă distanță când Dumnezeu a vrut să ne le dea. Atunci am cedat. A stat cu ei la masă și în timp ce a frânt pâinea a văzut în mâinile lui Iisus semnele cuielor. Și atunci și-au dat seama că străinul de pe drum în fața căruia ei s-au confesat și au deschis toată inima și tot bagajul de fapt este Mesia trimisului Dumnezeu. Și în ceasul acela s-au întors la Ierusalim, viața lor a primit direcție
s-au întors cu bucurie, a avut așteptările lui Iisus și s-au dus la biserică și s-au bucurat cu frații lor și au strigat: Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, au crezut în minunile lui Dumnezeu și au trăit o viață de minuni supranaturale până s-au întâlnit cu Cel care este Dumnezeul Domnilor și Împăratul Împăraților în Împărăția Slăvită a lui Dumnezeu și într-o zi se vor ridica, îi vom întâlni și vom fi cu toți în slavă și spun din toată inima: Dumnezeu să vă binecuvânteze!